Este o bucurie să-l avem alături de noi pe Părintele Valeriae Andrehu, pentru că, deși mulți ați auzit despre perioada comunistă, puțin poate ați avut ocazia să auziți prin Liviu Grai despre darea lui Hristos în temnițele comuniste. Vă mărturisesc că întâlnirea cu Părintele Valeriae Andrehu pentru mine a fost absolut șocantă, pentru că ducându-mă la un schiț, să iau binecuvântare pentru a face un film despre Sfinții Închisorilor, un film artistic, exact atunci când Părintele venise la mănăstire. Vine. Sâmbătă am avut o conferință la Târgu Jiu, la urmă, Părintele veniți cu mine să vorbiți la conferință. Duminica a predicat la Lainici, a vorbit maicilor la Bistrița, la Horezul. La Părintele Anichie, la Frăsânei, am ajuns pentru că Părintele Anichie a ajuns călugăr datorită Părintele Valeria. În închisoare, Părintele Anichie, Ionel, Ionel. Era Mirean și părintele l-a apropiat de viața duhovnicească. O să vă povestească poate mai multe. Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit este că am înțeles diferența dintre un creștin adevărat și un creștin care trăiește o credință păldicică, așa cum o să vedeți. Părintele mărturisește cu curaj pe Hristos, așa cum l-a mărturisit și în perioada comunistă. A trăit în închisoare alături de părinți cunoscuți, de Părintele Ilie Lăcătușu, de Părintele Stim Pârbu, de Raua Braga. A fost apropiat al Părintelui Ioan Ioan de la Recea și al Părintelui Arsenie Boca, care au spus, tu o să fii trâmbița noastră. Și, deși este ciudat, cum atâți ani după căderea comunismului nu s-a prea auzit această trâmbiță, vă mărturisesc că auzim predica pe care ați avut-o duminică la Leipzig după Sfânta Liturghie, mi s-a părut cea mai plină de putere predică pe care am auzit-o în viața mea și cunoscându-l pe Părintele Ioan, mi s-a făcut oarecum rușine pentru că mi-am dat seama că avem datoria să fim lângă părinții duhovnicești să fim cu adevărat urmașii lor. Vă întreb, cine este ucenicul Părintele Cleopa sau Părintele Asenie Papaceu sau Părintele Stim Pârbu? Din păcate, prea puțin trăind lângă acești mari părinți, au știut să meargă cu urmele lor, să se molipsească de harul lor. Cine știe să fie trâmbețele lor? Aproape nimeni. Ori auzindu-l pe Părintele Valerian și cunoscându-l Părintele Ioan Ioan de la Regea, care mie cel puțin mi-a schimbat viața, așa cum o să mă las de yoga, mi-am dat seama că așa ar trebui să fie și ceilalți, care stau aproape de părinți. Vă rugăm să ne iertați că am întârziat. Trebuia să fim de la ora 7 aici, dar s-a prelungit interviul de la Radio România, pentru că realizatorul interviului, fiind impresionat, atât până și eu făceam semne, plângeam, întârziem. Părinte, cum e răbdarea? Părinte, cum e iubirea vrăjmașilor? Cum e una? Cum e alta? Și așa s-a lungit. Încheie aici scurta mea prezentare. Expunerea va fi urmată de o parte de întrebări. Ar fi de dorit să aveți răbdare să ascultați mărturia părintelui, pentru că, de exemplu, intrând ieri la o mănăstire, la un părinte, femeile care stăteau la coadă, țineți-l puțin. Pe părintele din mănăstirea respectivă. Și am rămas mirat că din urmă că atunci când un duhovnic se întâlnește cu un mărturisitor, creștinii ar trebui să se bucure că duhovnicul lor primește putere. Deci chiar dacă sunteți poate obosiți, vă rog să luați aminte la ceea ce vă spune și să vă rugați să-i deschidă Dumnezeu inima să vorbească cât mai mult. Când, înaintea conferinței de la Târgu Jiu, l-am întrebat, părinte, noastră, cât ați putea vorbi într-o conferință? Și el a zis, 2, 3 ore, 4 ore. Și vă spun că am predicat dimineața la Laine, ce am vorbit și la Bistrița, la Horezul, a vorbit până seara și el seara, la ora 9, era mai plin de putere decât un om obișnuit dimineața. Așa că vă rog, părinte, să ne spuneți cum ați văzut pe Hristos în perioada comunistă.